Revenim pe gheață. Tocmai am văzut o frumoasă declarație de dragoste coregrafiată cu cele mai calde intenții, cu pas de vals, contracotitură, twizzle, două piruete, una în cumpănă, o ridicare pe umăr și o ridicare pe șold cu întoarcere. Și da, să fie de vină de corul, melodia, coregrafia sau toate la oaltă. Pentru noi toți a fost un vis, un doi. Oare ce cred jurații? Ștefan, Irina? Irina. Nu știu ce cred jurații, dar noi credem că ați fost frumoși, romantici și prețioși. Bravo vouă! Foarte. Chiar așa e și tu te-ai lăsat pe mâna lui. Da. Eu așa am văzut și de aici. Eu la fel. Dar cine știe, da, dacă domnul Mihai Petre mă contrazice în continuare când mă refer la porumbei, atunci asta este situația. Cum s-a văzut de la dumneavoastră, domnul Petre? Măi, cu bune și cu rele. Acum, la voi nu pot spune că e vorba de o evoluție, pentru că, sincer, mie mi-a plăcut tangoul vostru cel mai mult. Și nouă tot. Greu de depășit, da, e adevărat. Da. Astăzi ați fost puțin mai stresați. Nu știu dacă din cauza săptămânii trecute, unde ați avut ceva probleme și acum mi-ați dat senzația asta că sunteți precauți, știi? Ați patinat puțin cu teamă. N-am simțit aceeași viteză. Într-adevăr, ea s-a lăsat pe mâna lui, era să o urce și într-un copac. Asta am apreciat, că a fost grea coreografia. Trebuia să fiți atenți, da, și la obstacole. Aveți calități, pentru că voi adăugați această eleganță fantastică emisiunii noastre. Romantism, cuplu perfect, elegant. Dar azi, temător, din păcate. Mi-ar fi plăcut să te arunci mult mai mult în dans. A fost așa, iar cu frână, puțin stres. Na, cam atât am de comentat, domnul Ștefan. Puteți să treceți la Turturica de lângă mine, dacă doriți. Nu, iertați-mă, într-adevăr, da, domnul Mihai Petre. Stai un pic, explică-mi și mie, te rog, ce înseamnă Turturica. Turturica este o... Uite, într-o zi îți voi arăta, îți promis. Este o porumbiță, exact. Elvira. Soția Guguștiucului. Exact, soția Guguștiucului, soră cu, mulțumesc, pălăria ei. Hai să revenim totuși la această echipă frumoasă și, cum a spus Mihai, o echipă elegantă, cu temeri, pentru că o văd pe Carmen temându-se și te-am văzut plângând la, după momentul de săptămâna trecută și a fost o descărcare nervoasă, dar acum suntem într-o altă etapă a concursului și Elvira Turturica lui Mihai o să ne spună părerea despre dansul vostru. Da, a fost un moment așa angelic și sincer văd, eu văd un progres de... Poate nu pot să compar acest dans cu tango-ul al vostru, da? Dar în comparație cu dans de săptămâna trecută, acesta a fost clar mai bun. Da? Arăta, da, mai bine. Într-adevăr, e frâna de mâna trasă când patinez. De picior. De picior, da. O să-ți dau un sfat. Când, da, interpretezi orice dans, este bine să te gândești ca publicul în cele mai îndepărtate rânduri, acolo sus, unde este departe, trebuie să vadă orice gest al tău, orice zâmbet, orice emoție și toate astea sunt pe fața ta, înțelegi? Și tu de departe pari așa mica pe ringul asta, înțelegi? Și atunci toate astea, zâmbetele, emoțiile, trebuie amplificate mai mult, înțelegi? Mișcarea, orice faci, mișcarea. Orice mișcare, dar trebuie un pic mai cu curaj mult mai mare, da? Asta așa, pe viitor, pentru că sunteți o pereche tare frumoasă, iar tu, Lilian, vreau să sufli în continuare în aripile ei, pentru că e absolut superbă, absolut superbă. Mulțumesc, Elvira. Dacă Elvira vorbea de amplitudinea mișcărilor, ce ne spune Simona? Da, trebuie să fiu de acord cu Elvira, însă nu știu de ce ai prins așa frică și nu vrei să faci tăierea de gheață cu spatele, o tot eviți și se vede. Acolo, pe turnantă, mi-ai făcut doar împingeri pe două picioare. Puteai să faci tăiere de gheață, ai avut multe momente în care poți să folosești tăierea de gheață cu spatele. Într-adevăr, nu ați mai fost voi atât de dezinvolți, ne-ați obișnuit de fiecare dată, dar a fost un program mai bun decât cel de săptămâna trecută. V-am pus un pic în dificultate cu... Da. Da, așa, da, este. Și nici pirueta, ai stat o rotație jumate, însă trebuie să nu te lași bătută. Nu mă las. Și să o exersezi, pentru că este un exercițiu pentru a ajunge, așa, să faci tranziție de pe un picior pe celălalt. Doar așa veți progresa.
În legătură cu tăierea de pe spate, de gheață, spate, n-am mai avut loc acolo pentru că erau copaci și ne-am făcut traiectoria. De fapt, chiar o fac tăierea de copaci. Chiar nu m-am frică la ea. Apoi se interpreta, știi, dacă se tăiau copacii... Este clar, partenerul tău, ai văzut că are o cursivitate în alunecare și îți dă un oarecare ritm. Da. Tu încă nu ești în ritmul lui și ai un balans sus-jos, sus-jos, poate prea accentuat. Dar asta vine tot prin... Nu poți să-ți dau foarte vizibil. Bine, pe de altă parte, Simona, partenerul ei face treaba asta. Așa este, așa este. Când s-a născut aproape. Eu mă refer și lucrurile astea sunt doar bază, nu ne referim la elemente. Ce te rugăm, Simona, este, dacă se poate, și vorbesc cât se poate de serios, când vom ajunge la procedeul pe care ni-l veți arăta pentru săptămâna viitoare, o să te rugăm să ne arăți această tăiere de gheață cu spatele, ca să înțelegem și noi și cei de acasă și publicul din platou exact cum se face. Pentru că e altceva când vedem, știi? Dar acum revenim la echipă. Cornel. Îi dau cuvântul colegului. Dragilor, sunteți un cuplu atât de frumos și vă potrivești foarte bine, sunt de acord cu Mihai și ce a spus Elvira și ce a spus Simona. Din păcate, Carmen, încă persistă acele emoții și acel trac, acel stres. L-am văzut și în antrenamente și l-am văzut din nou și pe gheață în acest număr, în care, iarăși, ești mai reținută. Persistă acel patinaj pe două picioare. Am văzut că ați avut și ceva probleme cu recuzita, cu decorul, în care a trebuit să evitați, dar din acea teamă tu ai văzut că nu ai reușit să faci acele treiuri. Seturile de treiuri au lipsit cu desăvârșire la tine, dar arcurile au fost acolo, pirueta cam scurtă, dar treiurile nu au fost. Și toate acestea vin din această crispare, această frică. Trebuie să găsești în tine acel curaj care să te împingă să treci peste acest trac. Și dacă vei reuși acest lucru, alături de Lilian, eu zic că o să fiți foarte buni. Mulțumim frumos! Mulțumim! Bun, și acum să auzim și notele, pentru că sunt extrem de importante notele voastre. În funcție de notele voastre, această echipă poate pleca liniștită pentru săptămâna viitoare sau poate ajunge la duel, cum se poate întâmpla cu fiecare dintre echipele noastre. 5 la număr astă seară. Cornel. De la mine aveți 6,5. Mulțumim. 6,5. Simona Pungă. 7,5. 7,5. Elvira. 7,5. Mulțumim. 7,5 și Mihai? 7. 7. Mulțumim frumos. Un total de 28,5 puncte. Poate nu este punctajul la care vă așteptați, ținând cont de notele pe care le-ați avut până acum, dar să nu uităm, mai sunt 2 săptămâni și ajungem în finală. Și aveți o șansă în plus, chiar dacă aveți acest punctaj, pentru că avem juriul de la masă, dar avem și pe cei de acasă care sunt al doilea juriu. Iar ei, dacă vă votează, vă depărtați de duel. Mulțumim frumos acestei perechi frumoase. Carmen și Lilian. Cum s-a exprimat toți membrii juriului. Suntem cu toții de acord că e o pereche frumoasă. În aplauzele voastre pleacă Carmen și Liliana, așa?